Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl citim din Evanghelia după Marcu, din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12, pagina Bibliei 963. Marcu 2, de la 1 la 12. După câteva zile, Isus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă, și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care au adus un slăbănog purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor, Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate? Orea zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăbeau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dupămasă, aici în Casa de Rugăciune a Bisericii Penticostale Române Betania din Chicago. Vă salut pe toți cu dragoste numele Domnului Isus și vă aduc sfinte salutări de la Biserica Pentecostală Gloria din Arad, cartierul Bujac, biserică în care slujesc ca păstor de mulți ani. Vă doresc tuturor din toată inima har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Și dacă vom avea har și pace, chiar în zile grele ca acestea, zile grele din multe puncte de vedere, ne va fi suficient. Vom fi întotdeauna plin de încredere, ne vom simți în siguranță și vom avea o viață de biruință. Și din toată inima doresc ca Domnul să ne dea din plinătatea Lui, să ne dea din Harul Său, așa spune cuvântul că noi toți am primit din plinătatea Lui și Har după Har. Și să ne poarte Domnul cu carul Lui de biruință și în continuare și să ne ajute să fim mai mult decât biruitori în numele Domnului Isus Hristos am citit în această după masă de har un text biblic, un pasaj din Sfânta Scriptură care prezintă una dintre minunile pe care le-a făcut Domnul Isus când a fost pe pământ. O vindecare. În urma acestei lucrări, cei prezenți în casa aceea, locul acela au spus, niciodată n-am văzut așa ceva. În timpul activității sale publice, Domnul a făcut multe vindecări, a făcut multe semne, a făcut multe minuni. Nu toate sunt scrise în Evanghelie. Ioan spune, Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, dar aceste lucrări au fost scrise pentru că voi să credeți că Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu, și, să cred, și crezând în El, să aveți viață în numele Lui. Ori Dumnezeu a considerat că vindecarea slăbănogului, lucrare care a avut loc la Capernaum, trebuie să fie scrisă în Cartea Sfântă. Pentru toate generațiile, pentru toți aceia care vor asculta cuvântul, pentru că Domnul folosește minunea aceasta, lucrarea aceasta. Pentru ca oamenii să creadă și să primească mântuirea prin credință. Haideți să ne uităm cu atenție la acest pasaj, să vedem exact, să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat, și apoi să vedem ce trebuie să învățăm noi, care trăim în anul 2023, în zilele de pe urmă, înainte ca să aibă loc, venirea Domnului Isus și plecarea la cer a bisericii. Capernaumul ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost una dintre localitățile în care Domnul a făcut cele mai multe minuni. Era o cetate în Galileea. Și Biblia spune foarte clar că Domnul a fost de multe ori acolo, a făcut vindecări, a eliberat demonizați și locuitorii Capernaumului, au avut posibilitatea să vadă lucrările lui Dumnezeu. Dar trist a fost că deși au văzut minuni și semne, cetatea nu s-a pocăit. Marea majoritate a locuitorilor Capernaumului au rămas în necredință. Nu s-au decis să se pocăiască. Și în Matei, în capitolul 11, Citim cuvintele domnului Isus Hristos. Domnul a vorbit despre cetățile în care s-au făcut multe minuni, multe lucrări și totuși oamenii de acolo nu s-au pocăit. Veți Saida, Horazin și Capernaum. Și despre Capernaum Mântuitorul a spus: Și si tu Capernaume, vei fi înălțat până la cer vei fi coborât până la locuința morților. Și a spus Domnul, dacă în Sodoma s-ar fi făcut semnele lucrările care s-au făcut în tine, ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea spunea Domnul Isus, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru tine. Celui ce îi se dă mult, îi se cere mult. Și noi avem un har deosebit de la Dumnezeu. Să auzim, să vedem, să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu cântări de laudă, să vedem lucrările de Domnului și dacă avem harul să vedem mult, să cunoaștem mult, să nu uităm că suntem responsabili înaintea Lui Dumnezeu. Justiția divină este desăvârșită celui ce îi se dă mult, îi se cere mult. Și pentru Sodoma va fi greu. Și pentru Capernaum va fi greu. Dar va fi mai greu pentru Sodoma decât pentru Capernaum. Pentru Capernaum decât pentru Sodoma. Pentru că cei din Capernaum au văzut lucrările lui Dumnezeu, au văzut minuni deosebite. Frați, și iubiți prieteni. Mă adresez atât dumneavoastră celor care sunteți prezenți în adunare, cât și celor care ne urmăresc pe internet, cât și celor care poate vor vedea programul acesta în zilele următoare. Suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Am auzit cuvântul Domnului, chemarea celui prea înalt. Dacă nu răspundem chemării, dacă nu ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, va fi foarte greu în ziua judecății și evident că cei care nu se pocăie și nu se întorc la Dumnezeu, își vor petece veșnicia în locul de pedeapsă veșnică, în iad, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar după masa aceasta este o după masă de har. Domnul ne cheamă, el vorbește când într-un când într-altul. A vorbit până acum și prin cântare și prin cuvânt, continuă Domnul să ne vorbească. Care va fi răspunsul tău? Care va fi răspunsul meu? Cei din Capernaum au văzut semne și minuni. În momentul despre care am citit în această dupămasă, ei au spus, niciodată n-am văzut așa ceva. Și totuși nu s-au pocăit. Și Biblia spune foarte clar, cine nu se pocăiește este pierdut pentru totdeauna. Haideți acum să ne uităm cu atenție la lucrarea aceasta. După câteva zile, spune Evanghelistul Marcu, Domnul s-a întors în Capernaum. Citiți acasă capitolul 1 din Marcu și veți vedea că a fost în Capernaum și a făcut minuni, vindecări, a eliberat demonizați, a făcut lucrări deosebite. A plecat și după câteva zile s-a întors în Capernaum. Deja Domnul era popular, era cunoscut și Biblia spune că au venit foarte mulți în casa în care Domnul era prezent. Efectiv, era imposibil ca la un moment dat cei care au sosit să intre pe intrarea principală. Și la un moment dat au venit patru oameni cu inimă mare care au adus un slăbănoc cu gândul să-l prezinte înaintea Domnului Isus. Au auzit și au crezut, pentru că Domnul i-a lăudat pentru credința lor, că Domnul ar putea ajuta pe semenul lor care era slăbănoc. Și l-au dus cu un pat, dar văzând că accesul este imposibil, au desfăcut acoperișul casei, l-au spart și l-au coborât pe slăbănucul acela înaintea Domnului Isus. În timpul acela Domnul predica vestea cuvântul, dar s-a oprit, impresionat de credința celor patru și sigur și-a slăbănocului, cred eu, și ce a spus Domnul Isus? Fiule, păcatele sunt iertate, când Domnul a spus păcatele sunt iertate, slăborocul a simțit lucrul acesta. Când păcatele omului sunt iertate, omul simte o ușurare, o despovărare. Cărturare care erau lângă el, n-au simțit nimic. Au început să gândească, să-l judece pe Domnul. Și au spus, numai Dumnezeu iartă păcatele. Cum își permite să ierte păcatele? cărturarii aveau dreptate, numai Dumnezeu iartă păcatele. Dar ei nu știau sau nu voiau să știe și să creadă că Isus este Dumnezeu. Noi credem într-un Dumnezeu care există în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceste persoane sunt cosubstanțiale, co egale și coeterne. Dumnezeu iartă păcatele. Fiule, Păcatele sunt iertate. Și Sărbătocul a simțit lucrul acesta. Cărturarea au murmurat, au gândit în inimile lor. Domnul Isus le-a citit gândurile. Pentru că Dumnezeu știe ce gândim, ce plănuim. De aceea trebuie să fim atenți la toate detaliile. Mai devreme sau mai târziu, vom da socoteală de ceea ce gândim, chiar dacă poate nu reușim să facem ce plănuim, ce gândim în inimile noastre. Și Domnul Iisus Hristos a spus, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice scoală-te Ridică-ți spatul și umblă. Eu nu pot zice nici păcatele sunt iertate, nici scoală te ridică spatul și umblă. Sunt om. Chiar dacă sunt păstor, predic Evanghelia de 49 de ani, în septembrie vor fi 49, păstoresc biserica din Bujac de 33 de ani și jumătate, dar eu nu pot, nu pot să spun nimănui. Păcatele sunt iertate, dar mă străduiesc să-L prezint pe Acela care poate ierta păcatele, pe Cel care și-a dat viața pe crucea de la Golgota și-a vărsat sângele pentru ca noi să putem fi mântuiți. Sângele Domnului ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului curățește cugetul de faptele moarte care sunt în El. Și noi când proclamăm Evanghelia, îl predicăm pe Iisus Hristos ce răstignit. El iartă păcatele. Și Domnul a spus înaintea cărturarilor, înaintea celor care erau prezenți acolo, ca să știți că Fiul Omului are putere pe Pământ să ierte păcatele ție -ți poruncesc, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănucul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Toți au rămas uimiți. Îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Niciodată n-am văzut așa ceva! L-a văzut pe slăbănoc vindecat? L-au clipială de ochi, pe loc! Au rămas uimiți? L-au slăbit pe Dumnezeu! A fost o lucrare extraordinară și cei de acolo au spus, niciodată n-am văzut așa ceva! Domnul Iisus, în primul rând, a iertat păcatele acelui slăbănoc spunându-i, fiule, păcatele -ți sunt iertate. Și eu consider că aceasta este ordinea corectă. E foarte important, e mai important să ai păcatele iertate și sufletul mântuit decât trupul sănătos. Sigur, ideal este trupul, sufletul și Duhul să fie întregi la venirea Domnului, cum le scria Pavel de salonicerilor. Și toți vrem să fim sănătoși și să avem pace în inimă și să fim mântuiți copiii lui Dumnezeu. Dar Domnul a făcut prima lucrare, aceasta. I-a iertat păcatele și a mai spus, el a simțit lucrul acesta, ceilalți care umpleau casa până la refuz, n-au simțit. Cel care ierta de Domnul simte lucrul acesta. Și Domnul a dovedit după aceea, vindecându-l pe slăbădog, care putere pe pământ și să ierte păcatele și să vindece bolile. Și așa vreau să-L prezint pe Domnul Isus Hristos în această dupămasă masă binecuvântată. Domnul Isus, vă spuneam, este Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu, singurul Fiul al lui Dumnezeu. El este echipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. El este alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Este începutul și sfârșitul. Domnul Isus Hristos are toată puterea și în cer și pe pământ. El este acela care iartă păcatele, în primul rând. Și trebuie să știm cu toții lucrul acesta foarte bine. Dar, ca cineva să beneficieze de iertarea păcatelor, trebuie să aibă credință. Domnul le-a văzut credința și a spus, fiule, păcatele -ți sunt iertate. Dacă n-aveau credință, nu desfăceau acoperișul nu îl spărgeau, nu făceau efortul acesta extraordinar. A avut credință și cei patru prieteni ai lui, oameni cu suflet mare, l-au coborât pe slăbăroc înaintea Domnului Isus și Domnul a spus, păcatele îți sunt iertate. Domnul Isus a iertat păcatele pentru că era Dumnezeu astăzi iartă păcatele pentru că este Dumnezeu, pentru că și-a dat viața pe cruce și-a vărsat sângele și sângele Domnului ne curățește de orice păcat. Biblia spune prin profetul Isaia, veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca Nu-i păcat pe care Domnul să nu-l poată ierta. Vorbesc de oameni în general. Știți că Biblia spune că doar hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Dar nu vorbim aici de păcate, de greșeli. Și toți cei care mă ascultă în această după masă sunt chemați nu la mine, ci la El. M-am ridicat în numele Lui îl provăduiesc pe Iisus Hristos ce răstignit și le spun celor interesați, încă mai este har, Domnul este aici. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. El nu forțează intrarea în inima nimănui. În viața nimănui. Îi cheamă pe toți, îi primește pe toți, îi iartă pe aceia care au credință și doresc iertarea și le dă viața veșnică. Dar este nevoie de credință și hotărâre. Mi-aduc aminte cu plăcere că în februarie 2018, era într-o zi de luni, erau la, eram la biroul bisericii, aveam programul de consiliere spirituală și la un moment dat a intrat în birou o femeie tânără, o mamă tânără, care avea un copil mic pe brațe și unul tot mic, dar putea sta pe picioare, îl ținea de mână. Și a venit împreună cu o soră membru în biserica noastră, se cunoșteau și a rugat-o pe sora să o conducă la birou. Sigur, le-am poftit să ia locul, să ia loc și mi-a spus de ce a venit. De Zice, aseară mi s-a predicat numai mie sau special mie. Așa mi-a spus. Și am întrebat, ai fost în biserică? De ce nu? Am fost acasă, dar de o vreme urmăresc programele dumneavoastră online. Transmitem și noi ca dumneavoastră serviciile divine online. Și zice, așa mi s-a vorbit mie și m-am hotărât. Și ascultați, sunt niște detalii interesante. Deci eu urmăresc programele dumneavoastră de multă vreme și am spus soțului meu la un moment dat, hai și ascultă și tu pe oamenii aceștia, vei vedea că au dreptate. Trebuie și noi să ne pocăim, trebuie să ne botezăm, dacă vrem să obținem iertarea păcatelor și viața veșnică. Și spunea sora, Soțul meu, când m-a auzit vorbind așa, mi-a spus, dacă tu te pocăiești și te botezi, eu divorțez de tine. Dar zicea seară, i-am spus, să știi că acum sunt hotărâtă. Și el mi-a spus, cine te poate opri? Atât ai a trebuit. Și când a fost la birou, am întrebat-o, soțul tău știe că ești aici? Nu știe, zice el, e inginer, Lucrează pe platforma industrială și la serviciu acum. Dar el mi-a spus: Cine te poate opri? Asta m-a așteptat și am venit. M-am bucurat, i-am scris numele pe lista aceea pentru botez, că urma în scurtă vreme să începem Cateheza, dar m-am îndoit în sufletul meu și nu aveam speranță că se va boteza. Am început în scurtă vreme Cateheza, pregătirea pentru botez. Femeia a venit cu regularitate s-a și botezat și m-a bucurat foarte mult, evident. După o vreme, în anul următor, de fapt, mai precis, s-a botezat sora ei de corp, iar în 2021 s-a botezat soțul ei. Cu ceva vreme înainte, sora m-a sunat și mi-a spus așa, să știți că soțul meu, Radu, așa-l cheamă, e interesat de pocăință și are de gând și el să se boteze. Și când am început cateheza, a venit și el, în 2021, și am fost uimit, impresionat, foarte plăcut impresionat, eu le spun la cateheză, suntem împreună mult în perioada aceasta, citiți Biblia, veniți cu întrebări, că aveți posibilitatea să întrebați și acolo unde știu răspund. Dacă nu știu, mă documentez, cam așa vă exprim. Iar dacă nu știm, nu știm, că nu le știm pe toate să vedeți ce întrebări mi-a pus și mi-a dat seama cât de serios e, cum citește Scriptura. Între timp ormai mai avut și un copil, au trei copii acum și văd în biserică serioși și echilibrați. Iubit ascultător, dacă ai vrea să te întorci la Domnul, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, dar cel de lângă tine, soțul sau soția ta, sunt împotrivă, încrede în Dumnezeu. Domnul schimbă inimile, că voința. De-a lungul anilor am văzut foarte multe situații în care a fost greu celui care s-a hotărât, dar a fost gata să plătească un preț. Dumnezeu a lucrat în inima celui sau celei de lângă el, soț sau soție, și s-au întors la Dumnezeu cu pocăința. Noi ne facem partea. Vă spunem în seara aceasta că Domnul îi cheamă pe toți oamenii, El iartă păcătoșii, El dă viața veșnică, fără bani și fără plată, dar e nevoie de credință, e nevoie de pocăință, e nevoie de hotărâre. Doamne, mărește-ne tuturor credința! Totul este cu putință celui care crede, spunea Domnul Isus Hristos. Și ca să obții iertarea păcatelor, ai nevoie de credință. Nu știu dumneavoastră cum procedați. Eu în fiecare seară, înainte ca să mă culc, mă rog și spun Domnului, Doamne, iartă mi greșelile și păcatele pe care le-am făcut astăzi. Chiar dacă încerc să fiu foarte atent, mai greșești, uneori nici nu-ți dai seama că greșești. Dar așa spune Biblia, că avem la Tatăl un locitor în persoana Domnului Isus și atunci când păcătuim trebuie să cerem iertare și Dumnezeul în care noi credem nu obosește iertând. Binecuvântat să-i fie numele, dar este nevoie de credință, căință, recunoștință și pocăință. Domnul Isus a spus acolo la Capernaum, să știți că fi, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și sărbănocul a fost vindecat pe loc. A făcut exact ce a spus Domnul Isus. Domnul iartă păcatele și Domnul are putere să vindece bolile, el vindecă bolnavii, așa l cunoaște pe Domnul nostru. Vreau să vă spun că am văzut vindecări divine, lucrări făcute de Domnul încă din anii copilăriei. Și am văzut foarte multe. Și vreau să vă prezint pe scurt două dintre ele. Una din perioada în care eram eu copil, în 1964, abia atunci 9 ani, și o vindecare din anul acesta, din 1 ianuarie. Că poate cineva va spune, atunci s-au făcut, Domnul a lucrat, dar astăzi? Și le-am ales pe acestea două, pentru după masa aceasta. În 1964, familia în care m-am născut, întâiul născut din 11 copii, locuia încă la Pilu. vorbind de primăvara lui 64, în octombrie familia s-a mutat la Rad. Dar lucrarea s-a petrecut pe când eram încă la pilu. Știm că era, știu că eram atunci șapte frați. Primii șapte copii erau născuți. Și mama s-a îmbolnăvit. I-a apărut ceva în gât. Probabil o tumoră. Nu a zis așa atunci. Dar mă gândesc. La noi în localitate, nu era un medic, venea din localitatea bărșant, Dar venea săptămânal. Și mama s-a dus la medic. Lecu l-a consultat-o și s-a speriat, efectiv. Și a spus de urgență să te trimit la Arad, la specialist. Te duci și săptămâna viitoare, când vin aici la cabinet, vii din nou să vedem ce a spus specialistul. Mama s-a dus acasă, i-a spus tatălui meu care e situația și au început amândoi să plângă. Și au dat seama cât de gravă este situația. Și au hotărât să nu meargă la rad. Nu că noi nu suntem de acord cu medicii, suntem. Ne ducem la medici. Dar recomand tuturor, înainte ca să meargă la medici de pe pământ, să apeleze la medicul divin. Mai ales când e vorba de situații foarte grave, ieșite din comun. Și au chemat un frate prezbiter. Fratele i-a făcut mamei ungerea cu un de în numele Domnului, s-a rugat pentru ea. Și săptămâna următoare s-a dus la doctor, așa a fost înțelegerea. Și spunea mama că s-a așezat în sala de așteptare, era mulți bolnavi și atunci ca și astăzi. Și cu medicul venea mai rar, pacienții erau mulți. Și când a ieșit pacientul care era înăuntru, doctorul a deschis ușa și n-a spus cine urmează. A văzut-o pe mama în mulțime și a spus, doamna Ardelean, vă rog să intrați înăuntru. A intrat mama, s-a așezat pe scaun și a întrebat-o. Ai fost la rad, ai fost la medic? Și mama a spus așa, mai timidă, n-am fost. Medicul n-a întrebat de ce, ce a început. A fost 64, să nu uitați. Habotnicilor, retrograzilor, nu vă pasă că lăsați șapte copii fără mamă? Și a mai zis el și alte lucruri. Hai să te văd. Și s-a uitat, gâtul era perfect curat și -a, și a ascultat ce a făcut. Asta e impresionant pentru mine. A deschis ușa, erau vremuri foarte grele, mult mai grele decât în anii 80. Încă Gheorghe Gheorghe Dej era conducătorul statului român, a deschis ușa și le-a spus celor din sala de așteptare, uitați-vă la oamenii aceștia, ce fac, ce nu fac, eu nu știu. La doctor nu se duc, dar se vindecă. Evident că și-a dat seama. Dar vremurile erau foarte grele. El a spus ce fac, ce nu fac, eu nu știu. Eu știu ce a făcut. Un presbiter simplu, om simplu, că l-am cunoscut bine. Dar cu mare credință și a pus mâinile peste ea. I-a făcut ungerea cu un de lemn, a pus numele Domnului peste ea. Și cel care l-a vindecat pe în locul de la Capernaum, a vindecat-o și pe mama mea, care a trăit până în anul 2011 și a plecat la Domnul veșnicie aici în Chicago în anul 2011. Vindecarea a avut loc, m a spus, în primăvara anului 1964. Și am să vă spun acum o lucrare din ianuarie anul acesta. Pentru că Domnul Isus e același ieri și astăzi și în veci, El nu se schimbă, dar întotdeauna a fost și este nevoie de credință. Să credem că El iartă păcatele, El vindecă bolile, El salvează, El eliberează, El rezolvă problemele noastre. Vreau să vă spun că un frate trecut de 50 de ani s-a îmbolnăvit și medicii au făcut analizele, și sigur există analize medicale. A avut două accidente vasculare și un vas de sânge important înfundat. Așa am înțeles eu. A fost internat la Spitalul Județean. Și m-a rugat să merg să fac ungerea în numele Domnului Iisus. N-aveam cum să nu merg. Și m-am dus, nu era din biserica noastră, dar m-am dus că ne cunoaștem. Era chiar din pilu. S-a pocăit între timp, sigur. Și m-am dus și am făcut ungerea cu un în numele Domnului Isus. Eu am plecat, desigur. Medicii l-au mai ținut acolo, în spital, două, trei zile. I-au dat drumul acasă. Băiatul lui a spus că totuși ar vrea să-l ducă la un specialist la Timișoara. Băiatul a spus că eu uneori iau mărturisiri scrise de la cei pe care vindecă Domnul și am luat și de aici. Că exact în ziua aceea el a fost într-o localitate în județ la rugăciune și Domnul i-a vorbit printr-un proroc și a spus astăzi rezolv problema pe care o duce înaintea mea, atunci când am făcut ungerea. Dar știți cum este, omul a zis, hai să merg la Timișoara. Și l-a dus la specialist și când au ajuns acolo, la un medic cu nume, au arătat buletinul de analize medicale. Și când medicul a văzut diagnosticul, diagnosticele, s-a speriat și a spus, cum a fost posibil ca medicul de la Rad să vă lase acasă? cu bolile pe care le aveți, problemele pe care le aveți. La internat de urgență, de mâine dimineață ne apucăm de treabă și așa mai departe. Și au făcut toate investigațiile și a doua zi a venit doctorul și a spus pe acest pacient, îl externăm, poate să plece acasă și ascultat ce a spus, are cap nou, așa s-a exprimat în viteză, cap nou zice, urmele de la accidentul vascular se văd, Se văd ceva urme, cicatrice, așa spus. Sau așa scrie pe declarația care am primit-o. Dar nu mai ai absolut nimic. Poți să dai cu capul în minge. Exact așa i-a spus. Că nu mai ai absolut nici o problemă. Și vă întreb, cine l-a vindecat pe acest frate? El Imediat după aceea s-a dus în biserica din Pilu și a mărturisit. eu mai lăsat să treacă mai multe luni, că ăsta e felul meu de a fi. Totdeauna am spus că vreau ca uh, vindecarea pe care o face Domnul să fie dovedită în timp. Cred că așa este înțelept, dar acum pot să spun și eu. Și fac lucrul acesta tocmai la Chicago. Cine l-a vindecat pe el? Eu m-am rugat și am făcut ungerea cu un de lemn. Putea să fie un alt păstor în locul meu un alt cel care l-a vindecat. Pe slăvănocul din Capernaum l-a vindecat și pe acest frate. Iisus Hristos este medicul divin. Primei pentecostale care au apărut aici în Statele Unite ale Americii, asta am citit de sigur, obișnuiau să spun atunci la început în predicele lor, pentru noi Iisus Hristos este Mântuitorul. El este Sfințitorul, El ne sfințește prin cuvântul Lui, prin sângele Lui, prin Duhul Său cel Sfânt. Iisus Hristos este Cel care botează cu Duhul Sfânt. Iisus Hristos este Medicul Divin. Iisus Hristos este Domnul care se va întoarce după biserica sa. Asta credem și noi. Isus e Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul Lumii, el este Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. El are toată puterea și în cer și pe pământ, dar este nevoie de credință. Frați și surori, e foarte, foarte important să avem credință pentru că totul e cu putință celui care crede. Fără credință nu se poate. E nevoie de credință. Și ca să creștem în credință, trebuie să citim cuvântul Lui Dumnezeu? Trebuie să avem experiențe? Vă mărturisesc, imediat după ce am fost ordinat ca păstor, asta s-a întâmplat în 4 februarie 1990, am început să fac ungere cu un în numele Domnului. Și când am văzut cum lucrează Dumnezeu, cum vindecă Domnul, ori de câte ori fac lucrări de felul acesta, cred că Domnul poate. Nu toți se că e adevărat. Că și atunci când ne rugăm, oricare e situația și cazul, cât ar fi de greu, dacă Domnul a spus voia ta tată să se facă și noi spunem așa. Noi am vrea ca toți să se vindece, ne rugăm pentru vindecare, de dar decizia finală îi aparține lui Dumnezeu. Și noi credem că Domnul este același, credința este aceeași. Este așa de important să rămânem. Credincioși Domnului. Iar din textul din această dupămasă, să reținem și să nu uităm niciodată: Domnul iartă păcatele. Domnul cunoaște gândurile oamenilor. De oameni ne putem ascunde. De Dumnezeu nu. El are ochii ca parafocului. Înaintea lui, totul este gol și descoperit. De aceea să nu plănuim lucruri de șarte în mintea noastră niciodată. Să facem ce spunea Pavel. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem robă ascultării de Hristos. Nu cumva să păcătuim la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cărturarii de acolo, de la Capernaum, din casa aceea, nu se puteau gândi că Domnul le citește gândurile. Dar Domnul știe ce gândim, ce avem în inimă, înainte ca ce avem în inimă să ajungă pe buze. De aceea este important să avem mare, mare grijă să nu păcătuim nici măcar cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta, pentru că de toate vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Iar când se întâmplă să greșim, să păcătuim, să îi cerem iertare lui Dumnezeu, să ne căim, să plângem și Domnul este acela care iartă. Și apoi să nu ne pierdem speranța niciodată, Domnul nostru este medic divin și dacă fratele Cătălin cita din finalul Evangheliei pe Matei, eu vă aduc aminte ce a spus Domnul și ce scrie, în finalul Evangheliei după Marcu. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Noi nu ne pierdem nădejdea niciodată. Nădejdea mea e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Doresc din toată inima ca în seara aceasta, în după masa aceasta binecuvântată, Domnul să ierte pe toți aceia care îi cer iertare prin credință. Și dacă ai venit împovărat în această după masă la casa Domnului, poți să scapi de poverile tale, poți să te întorci acasă fericit și plin de bucurie. Domnul să se îndure de cei care sunt bolnavi și să-i vindece. Domnul să asculte rugăciunile noastre, dar noi să avem grijă în fiecare zi și ce gândim și ce vorbim și ce facem? Pentru că noi vrem să facem parte din Mireasa Domnului Isus Hristos, vrem să avem parte de răpire și n-am vrea să ajungem la judecata de la urmă. Și Domnul, când era pe pământ, a spus: Cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Dumnezeu, pe toți să ne binecuvânteze să ne dea din plinătatea Lui și har după har, iar atunci când va veni după biserica sa, să ne dăruiască tuturor harul răpirii la cer, să-L întâmbinăm pe Domnul în cu bucurie, să-L urmăm în cer, să fim mireasa Domnului Isus, să împărățim împreună cu El o mie de ani, iar în noua creație să fim cu El, să-L slujim din toată inima și să ne bucurăm împreună cu răscumpărații Lui și cu adevărații credincioși din toate vremurile. Amin.